Găsi la horoscopul zilei. Gemeni, responsabil și calculat, astăzi te ocupi de chestiunile financiare ce vizează banii și bunurile comune cu alții. Taxele, impozitele, creditele, relațiile cu instituțiile financiare se ivesc la orizont într-un carusel amețitor. Rac, relațiile parteneriale alcătuie subiectul principal al zilei. Vrei nu vrei, astrele te îndeamnă să te ocupi de colaborări. Sunt momente pasagere, situații de rutină, așa că nu ai de ce să te îngrijorezi. Leu. Dorința de a muci este la cote înalte, fie că stai acasă, fie că mergi la serviciu. Sunt posibile situații mai puțin plăcute, dar reușești să treci peste ele. Sănătatea poate să-ți creeze ceva probleme, însă știi foarte bine că există afecțiuni ce trenează de mai mult timp. Fecioara. Ecoul distracțiilor îl resimți puternic. Pe de altă parte, te gândești la chestiuni financiare, iar tentația speculațiilor îți dă târcoale. Fii atent și realizează doar lucruri cinstite, deoarece impulsurile primite acum sunt pasagere. Balanța. Pare dificil să te desprinzi de cămin sau de familie. Balansul între ce se petrece acasă și activitățile din sfera socială te sâcâie destul de mult. Ai avea tu chef să lenevești, dar astrele te pun la treabă. Nostalgia copilăriei s-a cuibărit în sufletul tău, însă este momentul să o lași deoparte. Se recomandă prudență la locul de muncă. Scorpion. Se conturează discuții și deplasări multe pe distanțe scurte. Întâlnirile și dialogurile cu rudele sau prietenii apropiați pot fi utile în varii domenii de activitate. Astăzi, ocupă-te doar de activitățile cotidiene. Săgetător. O zi care îți amintește de faptul că este momentul să te relaxezi și să-ți trasezi pe îndelete planuri personale și profesionale noi. Ai energie, idei strălucite, ba chiar și mulți admiratori care sunt dornici să te ajute în tot ceea ce îți propui. Capricorn. Energie și multă lumină răspândește în jurul tău. Este o zi excelentă pentru a te ocupa de relațiile parteneriale sau de parteneriate în general. Există ceva probleme vechi, știute, astfel că răsturnările de situație nu te mai pot lua prin surprindere. Vărsător, observă atent care sunt punctele vulnerabile ale vieții tale și ce anume te deranjează. Poți descoperi lucruri interesante. Ai răbdare cu tine și apoi încearcă să-ți faci un plan de acțiune. Astrele te susțin foarte bine în acest sens. Pești, întâlnirile și dialogurile îți vor fi folositoare. Comunicarea este excelentă și chiar ai chef de vorbă. E adevărat că și controversele sunt prezente, însă ele dau un farmec aparte evenimentelor. O reevaluare a relațiilor de prietenie și a celor sentimentale ar fi binevenită. Încearcă să păstrezi în suflet doar lucrurile frumoase din orice fel de relație. Berbec, ești preocupat îndeoseb de imaginea ta publică și de locul pe care îl deții în sfera profesională. Dialogurile cu șefii, colegii, cu diversi reprezentanți ai unor instituții oficiale îți aduc informații utile vis-a-vis de modul în care ți-ai putea îmbunătăți competențele la locul de muncă. Taur. Spiritualitatea reprezintă o temă la care ar fi bine să te gândești astăzi. Sufletul tău tânjește după activități culturale, vizite și meditații în locuri sfinte sau dialoguri cu persoane erudite. Pe de altă parte, pot apărea situații legate de studii sau de călătorii în străinătate. Acestea au fost predicțiile zilei. Rămâneți în continuare cu programele noastre Drăgoi TV. Pe curând!